Ieri seară, în municipiul Drobeta Turnu Severin, a izbucnit un incendiu la o casă de locuit din zona Piața Cuza Ostrovenii, unde a ars o anexă gospodărească și aproximativ 40 de metri pătrați, din acoperișul unei proprietăți învecinate. Pompierii mehedințeni au intervenit seara trecută la stingerea unui incendiu izbucnit la o casă din municipiul Drobeta Turnu Severin, din zona Piața Cuza Ostroveni, unde a ars o anexă gospodărească, acoperișul unei proprietăți învecinate, precum și asteriala de la acoperișul unei alte proprietăți. Oamenii din zonă s-au speriat, crezând că flăcările vor ajunge și la casele lor. Ce am avut ăștia două? La ăsta nu o să o de aici, nu știu de unde e. Să nu mai pot de plec. Ați văzut flăcări mari? Nu știu, nu, ieși când era acum deja, că veni soțul în casă și mă zis să zice, haide, nu trucă de afară să vezi ce fum e, de unde e fumul ăsta. V-ați speriat? Aoleu, aoleu, nu mai pot, tremur toată. De când am ieșit în curte am văzut fum, când am ieșit afară deja era flacăra sulgeră. Ce să zic, asta este. Victime. Niște oameni, nu sunt victime deocamdată. Ideea este că sperietura a fost maximă pe motivul că, vă dați seama, putea să ardă 3-4 case la rând. Pentru stingerea incendiului și împiedicarea extinderii acestuia au intervenit 17 pompieri cu două autospeciale cu apă și spumă. Cauza probabilă de izbucnire a incendiului a fost curtcircuitul electric produs la un conductor electric neizolat corespunzător. Am intervenit pentru stingerea unui incendiu produs la o locuință în municipiul Severin, cu 3 autospeciale de lucru cu apă și spumă și 16 subofițeri. Intervenția a fost dificilă, având în vedere că locuințele sunt foarte apropiate, nu au existat victime. În interior am găsit două butelii cu gaz, acoperișul unei anexe s-a prăbușit, am intervenit în timp oportun și am reușit să limităm extinderea incendiului la acoperișul și la clădirile învecinate. Pagubele sunt destul de însemnate pentru proprietar, deoarece este unica sa locuință. În continuare se cercetează cauza incendiului.